Un licurici, doi licurici, mici bucăți de poveste care luminează serile de vară. Să stai, să-i privești cum dansează, luminează, este o experiență pe care trebuie să o ai cel puțin o dată în fiecare vară. Dar de ce luminează, dumnealor? Nu ca să nu se împiedice în zbor pe timp de noapte. Cei care pornesc luminatul sunt masculii care își caută o femelă. Licuricii au organele care luminează în abdomen. Tot acolo au niște celule speciale care conțin luciferină. Aceasta, în combinație cu oxigenul care intră în corpul licuricilor, face ca aceștia să lumineze. Bine, e un pic mai complicat, dar simplificat, cam așa se întâmplă lucrurile. Pentru că sunt tot felul de specii de licurici, ca să nu se încurce între ei, fiecare are un cod luminos prin care comunică. Un soi de cod Morse. Bip, 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 bip. Vrei să povestim împreună pe o frunză de fag? Bip, 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 bip. Cu drag. Dacă totul merge bine și se înțeleg, către mijlocul verii, femelele depun în jur de 100 de ouă, în general în zone umede și nepoluate. Din ouă, după vreo 3 săptămâni, ies larvele care își petrec viața pe sub pământ, sub scoarța copacilor putreziți sau în locuri unde, în general, e multă umezeală. După aproximativ un an, sau poate un pic mai mult, larva se transformă în pupă, din care iese la finalul al câteva săptămâni licuriciul. Eu sunt licuriciul, precum vezi sunt un ciop dintr-o stea și vin cu speranța, luminând orișicând calea ta. Din acest moment, viața lui devine foarte scurtă, cam vreo 3 luni de-a lungul verii, timp în care va fi foarte ocupat să lumineze pentru a-și găsi perechea. Prezența licuricilor e semn că locul respectiv e sănătos, deoarece aceștia sunt foarte sensibili la orice fel de poluare. Însă am și vești mai puțin bune să-ți dau. Numărul licuricilor e în declin, adică scade tot mai mult de la un an la altul. Care e problema? Păi, sunt mai multe. Una dintre ele este poluarea aerului, a apelor și a solului. Apoi este pierderea habitatului, adică locului unde ei își petrec viața. Și asta din cauza tăierii pădurilor, extinderea terenurilor agricole și a zonelor rezidențiale. Iar a treia problemă, poate e una la care nu te gândești. E poluarea luminoasă. Luminile noastre artificiale, din orașe sau de pe lângă case, le pun bețe în roate. Licuricii au nevoie ca noaptea să fie noapte pentru a se putea înțelege între ei prin semnale luminoase. Luminile artificiale îi încurcă, nu reușesc să-și găsească pereche, iar la finalul verii mor, fără a lăsa în urmă nicio generație nouă de licurici. Numărul lor tot mai mic e semn al unei probleme tot mai mari, ca o lacrimă atunci când e semn al unei dureri. E semn că ne pierdem naturalul, pierdem aerul curat, pierdem vegetația și solul sănătos, pierdem fix resursele datorită cărora putem trăi armonios. Însă, cu ajutorul tău, putem schimba asta. Cercetând natura, învățând despre cum să o protejăm și împărtășind cu prietenii și familiile noastre tot ce aflăm, putem face ca lucrurile să revină la starea lor de bine. Atunci, licuricii vor fi din nou fericiți. Pentru că tu ești licărirea lor de speranță.
Thank you.